Niște dezvăluiri explozive făcute de un fost procuror despre șantajul cu amante la DNA. Acum avocat Alexandru Lele afirmă că în mai multe dosare procurorii DNA au încercat influențarea soțiilor sau amantelor cu înregistrări compromițătoare privind viața privată. Adrian Bujoaică ne spune mai multe. Adi. Bun găsit, fostul magistrat Alexandru Lele trage un semnal de alarmă cu privire la practicile Direcției Naționale Anticorupție în mai multe dosare penale. Fostul magistrat, devenit în aceste momente avocat, susține că în 3 dintre dosarele sale clienții au fost șantajați cu mai multe interceptări din viața privată a acestora, interceptări care nu aveau nicio legătură cu dosarele penale în care erau anchetați, iar aceste interceptări le-au fost prezentate de procurorii anticorupție pentru a pune presiune pe aceștia și eventual pentru a-i convinge pe inculpați să facă și anumite denunțuri. Practic, soțiile inculpaților au fost invitate la sediul DNA, acolo unde au fost înștiințate de procurorul anticorupție de faptul că bărbații aveau amante, iar în unul dintre cazuri Alexandru Lele susține că această controversă s-a terminat de altfel și cu un divorț, și de asemenea fostul magistrat spune că aceste practici nu sunt legale, dar mai mult decât atât sunt cu siguranță imorale.